Fie că și-au făcut rezervare din timp sau abia de curând s-au hotărât unde să-și petreacă vacanța anul acesta, sucevenii și românii în general au optat pentru concediile pe litoral, fie în românesc sau de peste hotare, dar nici vacanțele la munte nu sunt trecute cu vederea. Suntem în plin sezon. În plin sezon estival, românii, sucevenii, și-au cumpărat vacanțele încă din iarnă, mulți dintre ei, încă din ianuarie-februarie profitând de reduceri de până la 50%. Iar, destina, iar ca destinație prefer, preferată a rămas Grecia, a rămas Turcia, a rămas Bulgaria. Mulți dintre români preferă să-și cheltuiască economiile pentru vacanță în România, pe litoralul românesc sau în stațiunile de munte având în vedere situația petrecută în Grecia și știind totuși că aceasta încă se numără printre țările preferate, turiștii ar trebui să știe că se poate călători fără probleme, asigurându li se o vacanță exact cum își doresc. Bineînțeles, trăim într-o lume în care nimic nu mai este sigur. Nu pot să spun cu certitudine ce se va întâmpla. Știu sigur în acest moment că Grecia este foarte sigură pentru cetățenii străini, pentru turiștii străini. Bineînțeles, Grecia întâmpină greutăți uh, pentru că așa este situația actuală. Dar turiștii români nu au niciun fel de problemă în Grecia. Pot să-și uh, cheltuiască bănuții uh, chiar plătind cu cardul. Ei uh, nu au uh, acea limită. Uh, la tranzacțiile cu cardul, pot să aibă o vacanță frumoasă, ca și până acum. Agenția Națională a Agențiilor de Turism, ANATUL, a trimis în Grecia săptămâna trecută un grup format din blogger, din ziariști, tocmai pentru a trimite informații concrete, actuale de acolo, pentru presa din România. Aceștia transmit același mesaj români călătoriți în Grecia este, o, este foarte sigur. Bugetele reduse sunt motivul care îi determină pe mulți dintre turiști să aleagă să se bucure de concediu în România, existând pachete de vacanță pentru toate buzunarele. De asemenea, sucevenii ar trebui să știe exact ce își doresc de la o vacanță pentru ca agentul de turism să le ofere pachetul potrivit. Diferența o face calitatea serviciilor. Bineînțeles, și pe litoralul românesc sunt hoteluri care au un standard bun, sunt, sunt destinații uh, ieftine. Este, România este o destinație ieftină. Bineînțeles, sunt și hoteluri uh, exclusiviste, dar sunt și hoteluri uh, pentru orice buzunar. Diferența majoră o dă și faptul că în România, Bulgaria, poți călători cu mașina, față de Turcia sau Grecia, în care biletul de avion, bineînțeles, crește prețul pachetului. Totul depinde de agentul de turism care face recomandările, deoarece. Atunci când vinzi o destinație, trebuie să o faci gândindu-te și analizând profilul clientului. Tu dacă îi recomanzi un hotel care nu îi se potrivește, bineînțeles că intervin neplăceri. Noi personal în agenție nu am avut clienți nemulțumiți, dar bineînțeles, cărcotași sunt, am întâlnit oameni care îmi spuneau că nu au găsit la fața locului ce i s-a spus, dar aici e de discutat. Trebuie să-i spui turistului exact ce se întâmplă la, în destinația unde se duce și atunci îl pregătești, îi dai acele așteptări cât mai apropiate de, de realitate. Așadar, cu pachetul de vacanță ales pe gustul fiecăruia, nu mai rămâne decât să se dea startul relaxării și zilelor fără griji.